În județul Bacău, peste 1.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor asigura paza celor 628 de secții de votare, amplasate în 492 de locuri. Mai exact, 970 de polițiști, 330 de jandarmi și 115 pompieri sunt la datorie în ziua alegerilor, atât în secțiile de votare, cât și în jurul lor. Alți 263 de polițiști se vor afla în stradă pentru a asigura măsuri de ordine și liniște publică în vederea prevenirii oricăror fapte antisociale. De asemenea, în caz de nereguli în ziua alegerilor, la nivelul județului vor acționa conform competențelor 127 de polițiști constituiți în 20 de echipe operative. Totodată a fost stabilit și un efectiv de rezervă format din 40 de angajați MEAI.